Hei, gogoșici, bine v-am regăsit cu un nou episod de Sims, dar de data asta mai special. Exact, așa că dacă vreți să fie în continuare special, abonați-vă, activați clopoțelul dacă vreți să fiți delicious și gogolicious ca întotdeauna. Yummy, ce facem azi? Păi Flo mi-a propus să facem un challenge interesant și anume să-mi dea el niște vlogger, nu știu, români sau străini și chiar artiști, nu? Da, îți dau pe orice persoană publică. Ok, o persoană publică, nu știu despre cine e vorba și eu trebuie să-i fac în cât timp? În 3 minute. Ok, în 3 minute. Exact. Deci eu o să trebuiască să-i spun ei pe cineva cunoscut din România sau din afara României și trebuie să îl deseneze, practic, sau să-i facă... Să-i creezi personajul în Sims. Exact, să faci să semene cât de cât mai apropiat. Înțelegi? Mm-hmm. Așa că dacă vreți să mai facă partea a doua, un mare like și scrieți pe cine mai vreți să mai facă. Și are 3 minute la dispoziție, o să o cronometrez ca să fie cât mai ok challenge-ul. Ok, hai zi prima persoană. Deci, prima persoană pe care trebuie să o faci este Florentin Hriscu. Oh, te-ai mai făcut de atâtea ori în Sims. Nu contează, mai faci o dată. Ok, hai să facem repede. Ok, te cronometrez în 3, 2, 1, start. Ok. Hai. Ok, nu vreau să te presez, nu-ți zic exact câte minute ai. Eu am telefonul în față cu exact 3 minute. Ok. Așa că trebuie să-l faci pe Florentin Hriscu, adică pe mine. Oh, dar știi care-i faza, nașpa? Nu găsești ce trebuie. Nu, că nu am cum să-ți fac și... Ok, fața. Părul alb în cap. Părul alb? Mm-hmm. Cum adică părul alb? Păi tu ai părul alb. Cum adică să am părul alb? Ai și șuvițe de păr alb. Unde mai am șuvițe? Tânăr toată ziua. Ce că am păr alb, Doamne, mă faci de 120 de ani. Da, hai să vedem. O să fie interesant, îți curăț văd dacă mă faci cum trebuie. Cât timp mai am? Mai ai, las că zic eu. Ok, hai să-ți găsești și ceva. Mai ai 2 minute. Ok, stai că ai tatuajele astea, nu. Dar nu, doar fața. Doar fața, nu, sau vreau și stilul. Ah, ok, și la corp, puțin okay. Și la corp. Hainele nu contează, lasă hainele. Ba, pentru mine contează, mă rog să se apropie cât de cât cu stilul persoanei. Ah, ok, atunci. Bine, parcă n-a arat altfel, știi? Bine, atunci, dacă tu vrei. Mhm. Hai să vedem. Ceva pantaloni scurți, dar nu vreau scurți. Vă zic că nici nu prea am băgat haine aici. Ok. Pun niște blugi. Blugi? Așa. Da, normal. Ok. Deci, nu, ăștia nu se potrivesc, doar ceva. Mai îmi trebuie o pereche de pantaloni și gata. Hai că eu zic că ăștia sunt ok. Puțin mai larg dacă ar fi fost. Da. Ar fi fost bine. Ăștia? A, uite. Gata. Gata atât? Da. Atât? Da. Ok, văd că au trecut exact 2 minute. O să te rog frumos să vorbești puțin mai aproape de microfon și mai tare. Ok. Perfect, așa, perfect, mai bine. Ok. Trebuie să și comentez. În primul rând, sprâncenele nu sunt deloc ale mele. Ba da, așa, și tu ai sprâncene stufoase. No, nici chiar așa. Ba da. Ok, barba e puțin mai mare decât o țin eu. Mult prea mare. Dar știu că mai era o altfel de barbă. Freza, să zic că e la fel. Ce ai nimerit e freza. Mie mi se pare că seamănă foarte mult cu tine. Da, dacă făceai, cred că... sprâncenele și barba puțin mai mică, ieșeam perfect. Ok, ce notă îmi dai? Ok, eu îți dau nota 6,9. Ce rău ești! Da, ce vrei! Să scrii și gogoșicile în comentarii. Ok, scrieți la fiecare vlogger sau altă persoană să scrieți ce notă credeți că am făcut dia. Eu îi dau nota 6,9, așa că hai să zic nota 7. Acum asemeni mai bine? Da, acum să mă perfect pe Frankenstein. Ok, hai să vedem. Runda numărul 2 este... Hai că asta o știe. Damon din Jurnalele Vampirilor, îi place foarte mult. Damon? Da, Ian Somerhalder. Ok, hai să preferatul ei. Nu e preferatul meu, tu ești preferatul meu. Așa e. Hai. 3, 2, 1, start.
Ai 3 minute la dispoziție. Mamă, deci rămâneți neapărat până la sfârșit să vedeți ce personaje îi dau. Mamă, deci nu o să vă vină să credeți. Dar stai că nu mai îmi amintesc așa de bine cum arată. Nu contează, oare cum îți amintești tu? Oare când avea părul mai lung? Puțin, dar nici chiar așa. Dar stai că a avut multe etape în viața lui. Când avea părul mai lung. Adevărat. Da, îl faci cum îți, cum îți amintești nu tu. Nu mi-amintesc eu, ok. Bine, da. Și să mă adaptez la cum am aici, pentru că... Da. Știi, nu-mi place părul ăsta. Ar avea ceva de genul, dar nu-mi place ăsta. Ok. Ok, hai să-l fac un negru bun. Sprâncenele. Ok. Barba, avea eu și barbă. Eu nu am voie să zic nimic. Avea și barbă. Da. Așa. Nu știu cum avea, nu mai țin minte cum avea ochii, forma, adică mă refer. Hai să facem ochii aia mai gri, așa. Așa. Mai ai ceva de genul mai spre albastru, așa. Așa. Așa, e albastru, iar el. Dar nu trebuie să mă ajut. A, nu trebuie să te ajut, scuze. Nu. Ok, mai ai un minut jumate. Nu, eu sper că seamănă, sincer. Seamănă, seamănă. Ok. Dai că... Iar acum hainele. Mă rog, să zicem. Aveați minte când, la început când juca în Jurnalele Vampirilor, avea niște pantaloni larg jos care mă enervau maxim. Ok. Da. A, uite ceva de genul. Da, ceva de genul. Da, rămâneți neapărat până la sfârșitul acestui video ca să fie șmecher rău de tot, credeți-mă. Abonați-vă dacă mai vreți astfel de challenge-uri în Sims și scrieți pe cine mai vreți să mai facem. Mm-hmm. Eu să-i dau ei și ea trebuie să le facă. Yep. A, uite. Aha, aha. Așa. Okay. Avea o geacă de piele pe care o purta mereu, dar nu o găsesc eu aici. Dacă îi caut și geacă de piele, mai ai 50 de secunde. 50 de secunde. Da, ăla ar fi, cred că, ultimul accesor. Mm-hmm. Geaca de piele, geaca de piele. În afară de asta nu am niciuna. Asta. Ok. E gata? Da, gata. Stop. Ok. L-ai făcut în 2 minute 30. Părul, eu zic că e puțin mai mare decât îl are el. Depinde, ți-am zis, a avut multe faze la viața lui. Ok. Măi, arată ok, arată mult mai bine. El... Deci hai să zic că îi dau nota 8 eu. Ai zis cumva că arată mult mai bine el. Arată mult mai bine el în personajul ăsta decât mai ai făcut pe mine. Pe mine mai zbârcit. Nu e adevărat, e ce mișto da. Ești. Nu arată deloc ca mine, frate. Doamne, nu arată deloc. Ok, îi dau nota 8. Ok, okay. Runda numărul 3. Ok, runda numărul 3 o să trebuiască să... O faci pe Dana Budeanu. Ok. Pe Dana Budeanu, frate. Haide. Haide capul mai eu. Dana Budeanu, stai. Stai că nu m-am uitat. Hai să vedem. Aia. Stai. 3, 2, 1, start. A, eu începusem deja. A, scuze, de-abia acum am dat. Nu contează. Am trișat puțin. Nu contează. Ok, Dana Budeanu. Dana Budeanu. Sincer, albă. Nici eu... Parcă era mai albă. Nici eu nu mai știu exact cum arată, dar am așa o figură în minte. Dar nici măcar nu știu ce ochi avea, ce culoare de o, cred că... Căprui, căprui. Așa, ceva de genul. Și ea e... Bine, am voie să zic sau nu? Ce? Am voie să zic cum arată? În ce sens? Nu, cum îmi amintesc eu cum arată nu. Ea? Mai bine nu. Ok, deci doar cum îți amintești tu? Da, cum îmi amintesc. Ok. Bine, l-am voie să zic. Mie îmi place challenge-ul ăsta. Da, e interesant. Ok, eu o las să se concentreze acum. Avea breton oare? Da, avea breton. A, de ce mi-ai zis? Scuze, am uitat. Știu că avea părul mai așa. Ceva de genul. N-am voie să zic, n-am voie să zic. Cum îți aduci tu aminte? Avea ceva în buze? Nu cred. Nu mai știu. Ok. Știu că parcă ea era mai trasă la față. A, mai slăbuță. Da. Da, asta e cea mai slăbuță variantă pe care pot să fac. Aha, ceva de genul.
Da, știu că n-avea părul așa. Negru? Nu, n-avea părul negru. Avea cred. Cu cărare pe mijloc, la breton. Da, mai e un minut jumate. Dar nu mai am alte variante cu breton. Asta e, nu contează, fă-o cum crezi tu. No, mai bine rămâne la prima variantă de păr. Ok, las așa. Așa. Mă refer că n-avea părul întins. Da, mai e un minut. Imediat, așteaptă. Trebuie să te încadrezi. Mă încadrez. Asta e. De ce nu vin hainele? Bine că nu e așa tinerică ca asta. Ceva de genul. Las-o așa. O las așa, că mai știu 40 că se îmbracă așa. Tocuri, tocuri, tocuri. Hai să punem cizme. Nu, că nu merge cu rochia asta. Eu, cât de oribil arată. 30 de secunde. Nu, no, stai că am pus papuci de bunică. Lasă, nu cotează papucii. Fă-i nu, la că am față. Dă o notă proastă după. Da, o notă proastă? Da. Stai, stai. Eu, de ce? Eu, nu așa. Eu. Ok, 15 secunde. Ești chiar așa slavă, nu e? Mamă, frate, cât suspans. Gata? 10 secunde. Ok. Cred că... Ok, 3, 2, 1, stop! Dana Budean. Ok, deci ea e, ea de-i puțin zoom pe față. E puțin mai în vârstă, na, îți dai seama, are riduri și toate alea, dar... Da, hai că la ochi seamănă. Freza aproape seamănă, doar că știu că în parcă la breton avea altfel. Parc. Da, da, avea și părul ondulat. Da, îi dau nota 5. 5. Da, 5, îmi pare rău, Dana. Oh, uite, s-a supărat Dana. Oh. I-a picat fața. I-a picat fața lui Dana. Ok. Trecem la runda numărul 4? Da. Runda numărul 4 va trebui să îl faci pe Jador. Oh. Oh. Exact. L-am mai făcut pe Jador. Nu contează, nu le faci o dată. Hai să vedem. 3, 2, 1, start. Ok. Pam. Stai așa. Stai să scop burta. Îi pun din astea așa. Hai că pe el faci repede. Eu, are o față comună și barba comună. Dar toți băieții din ziua de azi își pun barbă. Și seamănă între ei, nu? Da. Da, așa este. Așa. Haide. Da. Să vedem. Așa. Hai că nu-i chiar așa mare. Rămâneți neapărat până la final, că mai am pe cineva să-i dau. Mamă! Fată sau băie? Nu-ți zic. Ok. Nu dau spoiler încă. E ok aici. Hai să-i facem și tenul. Nu, dar nu se potrivește. Cât mai am? Mai e 2 minute. Ok. Părul, mai ai timp destul. Prima oară mă gândeam să-i dau 2 minute la challenge-ul ăsta. Doar că e puțin... Cam nasol. Prea puțin. Da, e destul de puțin. Era dacă îi dădeam doar 2 minute. Nu avea prea mult timp. Și totuși durează până caută. La el barba e mai mare. Scuze, scuze. E mai mare barba? Da, e mai mare la el. În ce perioada vieții lui? Mai mare, zic eu. Ok. Mai lungă, nu? Așa. Oare ce ochi are căprui? Cred că da. Dacă nu știm, le punem la toți ochii căprui. Da. Ok. Hai să zicem barba mai mare, zice. Da, barba mai mare. Gen așa? Ceva de genul. Ok, n-am mai mică, n-am medie decât așa. Nu, mai. Nu, nu. Mai e un minut. Ok. Ok, nu știu cum la freză, nu știu ce să-i mai faci. Da, freza e ok, zic. Freza e ok, da. Nu știu la nas ce să-i mai fac. Nu-i cunosc nas. Lasă-l așa, lasă-l așa. Așa? Așa, nu știu, îmbracă-l, mai e 50 secunde. Dar nu l-am îmbrăcat? A, așa lași? Nu, așa.
Nu, nu, că se îmbracă la costum. Am văzut eu ceva pe... Da, pune-l repede la costum, la costum. Hai, încă 30 de secunde. Scuze, te l-aș putea îmbrăca și așa. Dar nu, așa, așa. Facem așa. E ok, așa, e bine. Așa. Perfect. Asta e Jador. Gata, bravo, hai că l-ai făcut. E bine? Da, nu prea seamănă, sincer. Da, zi, scrieți voi în comentarii ce notă credeți. I-a picat și lui Jador. Da, eu îi dau, cred, nu știu ce notă. Cred că tot nota 5. Mulțumesc. I-a picat fața și lui. Ok, îți mai dau încă unul? Încă unul, da. Ok, ia fiți atenți, ultimul, mamă. Deci, ultimul e un vlogger. Trebuie să-l faci pe îmi place să mănânc. Ok. Da, uite măi, n-am tricoul lui. Cu barometru. Ok, ai 3 minute la dispoziție. În 3, 2, 1, start. Așa okay. Că, hai pe. Măcar să-i pun un tricou galben. Sau alb, că poartă alb. Poartă și alb? Da. Era mai mișto galben. Știu, dar poartă alb. Hai, fă-i mai întâi eu fizicul. Ok, mai bine fața întâi. Fața mai întâi. Ok. Ce față se potrivea mai bine? Are barbă puțin. Ok, uite, se potrivește. Freza e... Am voie să zic? Știi, dar știu și eu cum arată. Ok, ok. Pe el știu, că pe el îl urmărim. Da, corect. Curaj. Haide, haide. O să fie interesant. Așa are barba, nu? No, are mică el. Mai mică. Da, mai mică. Okay. Cum era prima oară, era ok. Mai mică. Da, nu cred că mai mică de atâta. Aproape doar inexistentă, așa. Ceva de genul. Da, nu, n-am chiar. Aproape inexistentă, așa ok, e. Așa e perfect, așa, așa oare el. Exact așa. Așa? Da. Ok, și ok. A. Așa. Aha, da, da, da. Da, chiar seamănă. Da, chiar seamănă. Ok, acum freza, fă-i freza. Stai, nu, să nu, nu. Fac și nasă. Cred că așa. 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 Lasă-l așa. Acum freza. Ok, freza. El e mai ras în cap, parcă. Da, dacă aș avea genul ăsta de freză în afară de asta. Hai să vedem. Da, e puțin, nu prea... Așa? Măi... N-am mai rasat. Da, las-o așa, hai, e ok așa, e ok așa. Chiar n-am mai rasat. Acum treci la fizic. Stai. Cum arată la fizic? Mai mic de înălțime. Nu știu dacă pot să-l fac mai mic. Mai mic de înălțime, mai musculos. Așa. Gen, așa? Mai. Nu, nu e. Ok, dar nu poți să-l faci mai mic de înălțime? Nu, doar dacă îi pun pantaloni scurți. Serios? Nu știu, da, știu, dar știu că era o fază la picioare, dar nu știu care. Da, de aia stă în pantaloni scurți. Pune tricou. Da, și pune tricou. Așa, alb zice. Alb, alb. Așa. Dar trebuie mai mic de înălțime. Dar tu de unde știi că e mai mic de înălțime? Nu știu, se vede. Nu neapărat. Atunci fă-l mai musculos. Dar e maxim de musculos. Fă-l mai musculos la abdomen. Hai măi. Da, dar e maxim de musculos. Maxim? Da, așa e maxim. Da, dar el trage de fiare mai tare. Am o vlog. Serios? Ok, cred că au trecut cele 3 minute. Da, cred că au trecut. Ok, sincer, măi, la față seamănă. Poți să-l faci dacă... mai rotund la față? Mai, și mai rotund? Așa e maxim. Și mai... A, asta e maxim? Nu, 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 bărbia nu. A, așa. Așa e. Da, maxim. El e și mai rotund la față decât atât. Nu, e maxim. Ok, dacă e maxim. Da, din păcate, la Sims nu merge. Dar am, totuși seamănă. Da, da, dacă era mai musculos și mai mic de statură. Așa. Cred că era ok. Eu îi dau nota, cât? Hai să zic tot un 7. Cu serios? Felicitări. Da, sincer.
A fost la bronzat. Da, dar nu pot să pun mai deschis la culoare. Păi da, uite, să fie mai alb, că el e mai alb, așa. Perfect, deci nota 7, cu felicitări. Mulțumesc. Ok, cam aceștia sunt și vloggerii noștri. Exact. Sau persoanele publice, să spunem așa, actorii, tot ce vreți voi. Și dacă mai vreți astfel de challenge-uri, scrieți în comentarii pe cine ați vrea să mai facem, nu? Exact. Poate face și Flo, data viitoare să faci tu. Să fac eu, mă. Da, să faci tu. Ok, fac eu. Ok, cam acesta a fost și episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare gogo și că și noi ne revedem data viitoare cu un nou episod. Salutare!